micuț, așa că nu-mi rămâne decât să-mi chem colegii din seara asta. Avem două echipe care se vor înfrunta. Prima echipă este echipa Comics, ceva mărunt, formată din Sorin Pârcălap. Aplauze pentru Sorin Pârcălap. Woo! Sergiu Floroia. Woo! Și Cristi Popescu. Pa, 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 pa! Și a doua echipă, echipa drogaților, formată din Natanticu, normal! Hai, Natanticu! Suntem în Londra! Facem show! Facem show în seara asta! Costel Bojoc! Ești ok? Cel mai mult s-a aplaudat la colegul meu. Noi facem show-uri de mulți ani. Pot să zic că mi-a luat apartamentul, Costel. Pentru că noi împărțim banii egal, ceea ce nu e ok, dar pentru omul ăsta, bă... Și ultimul drogat din seara asta, Dan Frunculescu! Bă! Pa, 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 pa! Să înceapă nebunia! Prima premisă. Ce să nu zici când începi un show de comedie în Anglia? Perfect. Hai să vedem. Eu nu pot chivanoc. Ok. Bună seara, moldovenii mei! Și până Europa când mai veniți? Topical, topical, topical! Cele mai proaste chestii pe care le poți spune ca român la un interviu în străinătate. E totul topical aici. Așa. I am a man of steel. I am a man of steel. Yeah! De unde? De unde a scos-o prostul? Tu ai zis-o, bravo, bravo. Do you give table bones? Table bones! Hai să vedem, Natanticu-s curios. Ia. Păi și cât vine în lei? N-aș fi crezut. A fost ok. So you have camera all over the place. N-am nicio problemă să o conduc pe dreapta. Păi în România conduceam fără carnet. Where do I see me in the 5 years? I live in the present. Where do I see me? Where do I see me? Ce spui ca să-ți faci instant loc în metrou? Cum? De unde? Cum? Era. Bă, băiatule! Nu e același lucru. Nu știu. Cele mai proaste replici de agățatul stewardeză de la low cost. Cine merge cu low cost? Vrei să te aduc cu picioarele pe pământ? Sărăchie. Foarte bun. Și tariful tot low cost? Bun, bun. Auzi, dar la blow cost cum stai? Blow cost! Woo! Bun! Du-te. Cred că-s alergic la alune, că mi s-a umflat ceva. Și zi-mi, cum te cheamă? George? Bă, deci dacă aterizezi pe mine, jur că aplaud. Tu te așa-ți dau palme la cur. Iar te-ai dus? Și eu și prietenii mei. Oh my God. Bă, când am văzut, mi-a făcut pula doing. Bun, hai să luăm și din public. Cam am râs prea mult. Hai să luăm așa, replici de agățat și voi dați o meserie.
Gropar, am mai avut gropar? Parcă am mai avut gropar. Altă meserie. Cum? Un aligator, meserie. Bravo. E ok? Ești la o petrecere de copii, aligatorul. Hai să vedem. Unde lucrați ca aligator? Cum? Eu vreau să știu unde lucrează. Dentist odată, avocat, cum? Ginecolog. Avocat n-am avut până acum, da. Avocat. Hai să luăm avocat. Ce? Preot am avut. Recepționeră sau avocat? Am avut, hai să luăm avocat. Avocat. Replici de agățat, un avocat. Sau o avocată? Nu știu dacă e cazul. Excelent. Nu știu dacă e cazul. Am dreptul la apel, dar n-am numărul tău. Wow! Da. Tu câți ani îmi dai? Excelent. Ce să nu spui când o întâlnești pentru prima dată pe regină? Cum de altfel am pățit cu toți. Și aici moaște. Fain. Dar ce căcat, e concurs între tine și Iliescu? Da, mor dracu! Bă, nu renunța, mă! Nu renunța! Do you speak English? Cum să nu îi spui bunicii că nu ajungi de sărbători acasă? Nu ajung de sărbători acasă! Hai să vedem din public. Ce să nu spui și dați voi o situație sau o ocazie? Ce să nu spui când depilezi pe cineva? Bravo! Woo! Era clar pregătit. Am mai pârlit porci, stați liniștită. Nu contează, s-a râs. Luați-vă sfârcul înapoi. Floc, să înălțăm. Excelent. Am găsit unul de spicat la vârfuri. Vedeți că e ghinion ăsta. Gata, nu, mai are Sorin. Nu, că ceara asta e de la vii. Oh! To the left. Și premiul pentru... Bun, cele mai... hai să luăm din nou. Ce să nu spui când și voi dați o ocazie sau o situație? Când dai pe cineva afară, odată. Da. Oricum nu luam titlul ăsta. Hai, mergem mai departe. Garda. Garda sau caca? Ce să nu spui când te ia garda? Hai să vedem. Tantale, cinti, glitini, tantale. Excelent. Wow, și lista e lungă. Ia, mai ai vreo melodie? Le-am luat pe toate, mâncați aici gratar, nu mai găsești nimic la mine. Tantele, tintele, tintele, tantele. Echipa drogaților, nu uitați! Nu uitați că face parte din echipa drogaților! MDMA, cocaine! Tantele, tintele. Ok. Ce să nu spui când și voi dați încă o situație și după aia mergem. Când cumperi iarbă. Ce când ce? Ce să nu spui? Când fumezi un cui? Ce să nu spui la prima întâlnire? Hai să o luăm așa. Ce să nu spui la prima întâlnire? Dacă faci sex de la prima întâlnire, îți dau bani. Și este adevărat, vă garantez. Costel... Așa am făcut copii. Exact așa e! Mă știu de mult cu băiatul. Și chiar mi-a dat bani. Nu e. Cum să spui elegant că ești videochatistă?
Oh, topical, topical. Lucrez în IT. Da, dezbrăcat. Sunt muză de labă. Muză de labă, extraordinar. Bravo. Cele mai proaste fraze de cerșit ca român în străinătate. Dați-mi bani, nu-mi dați mâncare, că gătiți de căcat, vă rog frumos. Oh, se pare că am atins un subiect sensibil aici, în London. Hangio. I don't want money, I want experience. Hai să mai luăm reclame respinse la... La una scurtă, that's funny. La? La Dacia Logan. La Dacia Logan. Hai, eu nu mai am Dacia Logan. Nu mai am Dacia Logan. Hai, fac ce. Dacia Logan, nu te plouă. Excelent. Excelent. Logan, dai un ban și stai în față. Dacia Logan, pentru taximetristul din tine. Bravo! Bravo! Cele mai proaste scuze că n-ai bani să plătești minibarul. N-am minilire, îmi pare rău. Bă, de unde? De unde? Incredibil. E și mai surprinzător, da. De unde a scos-o prost? Hai să luăm din public. Cum să spui pe ocolite că... Și dați voi. Că ești constipat. Că ai uitat. Că... Cum să spui pe ocolite că ai uitat să iei flori de ziua îndrăgostiților? Hai să vedem. Nu meriți, fă. Fă! Aia, aia fă. Okay. Ce-ți mai trebuie flori? N-ai o floroaie? Bă, bă! Bravo! De unde am scos sumul ăsta? Așa trece timpul. That was deep. Cum ar arăta descrierea de pe Tinder a Vioricăi Dăncilă? Oh! To the left, to the left. Sper că știi tu cu limba, că eu nu. Funny shit. Suc pula fără să pun întrebări. Dar spune și despre Dăncilă. Viorel Dragu, vă mulțumim mult de... Am dita mai pesdăul. Hai să mă luăm niște ultime cuvinte ale lui Iliescu. Mă, au fost trei oameni care au zis. Singur, atât de singur, simt dureri pe care nu le pot explica. Excelent. Lacrimi și voi. Nimeni, nu vrea nimeni. La mea, moare soarele. Bun, sfaturi de viață de la... De la sfaturi de viață de la regină, că suntem în Anglia totuși. De la regină, da. Când iei autobusul în Londra, stai jos, că sus trage curentul. Ce să faci când găsești sânge albastru pe tampon? Replici de agățat pe arca lui Noe. Noe! Noe și basta! Șarpele ăsta n-are pereche. Excelent! Ok, și ăsta a fost un ascultat!
Reclame sincere pentru un site de dating. Sharing chlamydia is caring. Cruță-ți mâna. Excelent! Aici se oprește una scurtă. Vă mulțumim frumos. Sunt toate aplauze pentru Cosmin Atanticu, Costel Bojoc, Dan Frunculescu, Sergiu Floroaia, Cristi Popescu, Sorin Pârcălap. Și avem una puțin mai lungă de la Cosmin Atanticu. Aplauze pentru el. Ok. Ce mă hum, cam e curu. Ideea este așa că așa se termină acest spectacol. Asta este. Avem câteva premise pregătite de Vio pe care noi, îți dai seama că le știam. Dar zic așa să... Nu le știam și e dovadă faptul că am luat și de la voi și chiar ne-a ieșit mai bine. Una scurtă înseamnă... Na, că și ați dat aproape 40 de lire. Și mă sacrific eu că... Na. Am... Poftiți? Vrem mai mult, așa zice și soția. N-am zis. Eu iau mai mult, eu iau, da, oricum. Bine. Ideea este așa, trebuie să terminăm acest, așa se termină acest show. Una scurtă înseamnă o glumă scurtă. Eu am glume lungi, dar vreau să vă impresionez că poate la 20 de lire veniți data viitoare. Că sunt doar eu. Ideea este așa că sunt căsătorit cu o femeie, îți dai seama. De un an și 4 luni. Deci dacă vreți să aplaudați treaba voastră, dacă nu... Un an și 4 luni, aproape o viață, ce să zic. Ideea este că singurul lucru bun din toată treaba că m-am căsătorit este că am scăpat de întrebarea când te sori. Că era cumva pregnantă și insistent din partea familiei. În general, bunica, mamaia, așa e. Mamaia insista, mamaia, când te sori, și eu întrebam mamaia de unde e graba și ea... Bă, mă ataca, mă dădea la... Deci aici am dădea la coastă, zicea... Mamaie, în soarte, să mor și o linișită. Bă, deci umbla la sentiment jigoasa. Nu că face duș, dar zic așa. În soarte, să mor și o linișită, pe bune? Și zicea, mamaie, uite, de asta nu mă sor. Vreau să mor agitată, vreau să văd cum e. M-am căsătorit, am scăpat de întrebarea asta, dar imediat a venit întrebarea mamaie, după ce m-am căsătorit, când faci copil? Și aici, bă, am luat-o personal, am fost la mamă, bă, nu e ca și cum, că pot. Și n-aș știu cum să-i spun și a zis, mamaie, nu ne mai ferim, că suntem de 7 ani împreună și ea chiar crede că rămâne împreună, dar i-a zis, mamaie, nu se leagă și mi-a zis, mamaie, nu faci cum trebuie. Și jur că m-am panicat, că m-am gândit că o să vină mamaia să-mi arate cum se face. Aici deja o vedeam în dormitor, lângă pat, hai Cosminel, bravo mamaie. Dezbrac, dă ciorapii jos, păi nu poți să faci copil cu ciorapii în picior, bravo mamaie. Uite mâncă lor mamaia de nepot, nu-i obrazul aici. Bravo mamaie, hai! Nu, ia mâna de acolo. Cosminel, ia mâna de acolo. Bă! Așteaptă-o și pe ea să vină de la baie. Na. Înțeleg de ce nu faci asta. Dar asta era în capul meu. Mamaia se referea la metodă. Aici nu m-am gândit eu. Că mi-a zis că nu faci cum trebuie, mi-a zis mamaie, după ce termin tu, bă, poate ați auzit, sigur ați auzit, să o ții pe ea cu picioarele în sus. Știți asta? Ați auzit asta? Să stea doamna cu picioarele în sus? O știți? Să aplaude cine știe asta cu picioarele, da? Iată, aplaude și... Ai stat și tu? Sau care treaba? De ce? Câți copii aveți? Câți copii aveți? Împreună, nu separat. Câți? Serios, asta cu picioarele în sus, bă, asta... Da, auzisem și eu asta. Dar bunica mea are un simț al umorului și cred că pe ea o moștenesc. Mi-a zis, mama e soții pe ea cu picioarele în sus și gura închisă. Bă, aici... Mi-a stat ceasul, cum am zis, dar ce mamaie, îl scapă printre dinți, cum ai că... Gura închisă. Foarte tare, bunică. Și cu asta o să vă las. Bunica mea, na, ca orice bunică, ca orice mamaie crescută la țară, are tot felul de chestii. Eu sunt din Petroșani, m-am mutat în București de mulți ani și mi-a zis că n-ar fi rău să dau și eu ceva de pomană pentru bunicul meu care a murit. Și ea, ca să scap de ea, am zis ok. Dar eu nu înțeleg asta cu pomană. Dați de pomană, serios.
Hai să aplaude. Cine a dat măcar o dată în viață de pomană pentru răpostat? Foarte drăguț. Foarte drăguț. Eu nu înțeleg asta. În general, dăm de pomană pentru răpostat. Cam ce le-a plăcut lor pe pământ, să aibă el pe lumea elaltă. E ca și cum el pleacă la facultate. Păi, jinițele, să aibă el. Nu înțeleg asta. Bă, nu înțeleg. Bă, hai să le iau pe bunicul meu, să nu vă bag pe voi în filme proaste. Să le iau pe bunicul meu. Bă, să presupune că bunicul meu care a murit a fost un om bun. Bețiv, dar bun. Bun, adică... Bun bețiv, asta vreau să zic. Dar dacă a fost un om bun, cum scrie la Cartea Sfântă, e clar că el, dacă a fost un om bun, a ajuns în rai, unde este liniște, pace, verdeață. Nu are, bă, nevoie de nimic de la mine, de pe pământ. Dar să presupunem că bunicul meu a fost un om rău și a ajuns în iad și eu dau de pomană, ce se întâmple? Probabil. O să meargă Scaraoschi la bunicul meu să-i spună, Petrică! Ai pachet! De la nepot. Nu-i mulțumit că vine și el. Habar n-am, nu știu. Dar ați văzut că caturile astea, asta că dăm de pomană, ați văzut proșia, bețivii aia care sunt terminați, care beau la prima oră și pun în pahar, le tremură, cât la primul pahar, le tremură mâna, dar și-au pus prea mult, cade pe jos și ce spun ei? Cer morți. Și dai seama câți bețivii au murit. Dai seama, ce să fac? Bă, la unde bem? Vino, bă, vino la Comedy Store, că e Nat Anticu, îi tremură mâna. Și ei vine aia acum sub pământ. Ei tremură, îmi tremură mie mâna, pică un pic de băutură, ce facem? Sănătate, mâncațești! Aia, ți-a scăpat un pic de băutură pe jos? Cer morții, pentru că ei asta fac. Mișcă de pământ, și tu ce faci? Atâta faci. Cer morții! Și dai seama, morții sub pământ. Hai că a strănutat fata aia. Hai în vasul lui, că avem mai mult succes. Dar asta am văzut în general că fetele sunt mai miloase. Fetele au treaba asta. Femeile, am văzut cuplu, cel puțin în București, am văzut un cuplu format din el și ea, că am văzut și alte cupluri, dar el și ea. El tocmai ce cumpărase un covrig de la o covrigărie, nu i-a plăcut sau nu s-o fi săturat, la jumătate, covrigul a vrut să-l arunce, imediat a sărit, ce faci? Ce, cum să arunci covrigul ăla? Cum să-l arunci la... Îl dăm cuiva de pomană, miloasa ea. Vrei să arunci un tricou? Cum să arunci tricou ăsta, chiar dacă e rupt? Nu mai bine îl dăm cuiva de pomană, pentru răposat. Să aibă el pe lumea aia. N-arunca aia, dăm de pomană. N-arunca aia, dăm de pomană. Da pizdă de cineva de pomană, vreau să întreb eu așa. Pentru că să vă zic ceva, mie asta îmi place pe pământ. Fetelor, doamnelor, domnișoarelor. Dacă, după ce mor, v-a plăcut puțin de mine, ați apreciat cea, vă rog eu, futeți un amărât pentru mine, să am eu pe lumea elaltă. Și cu asta vă mulțumim mult de tot. A fost băieții de una scurtă, eu sunt Cosmin Atanticu, v-am pupat. Seară faină, pa, apar n-am, e seară dimineață. Pa, 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 v-am pupat, vă mulțumim din suflet că ați fost aici. Pa!